Salut, Sergiu Costache, știi că la cast în 26 de ani, sunt actor, 1,87 m, 85 de kg, profil stânga, profil dreapta, ok? După ore, fotbal până seara târziu. Și la țară, la fel, deși mama mă alerga, îți rup picioarele, ce te faci și așa mai departe. A fost întotdeauna împotriva acestui lucru și mi-a tăiat ghetele, mamă, cât am suferit. Bye. Pentru că am lipsit de la antrenament și a sunat doamna dirigent acasă, știi, ce facem cu Costache, să nu-l pierdem. N-am mai venit la școală, sonea pe căi greșite, na, și cartierul și cine știe, cine învață la prostii. Și mi-a tăiat, frate, ghetele. În spatele porții nu era gard metalic, puteai să intri, iar în interiorul, în incinta școlii, săream gardul, știi? Asta până au început să bage pază și nu mai aveam voie, era fost... Dar eu stângeam, vineri, sâmbătă, duminică, eram 4-5 echipe care jucam, știi? Uite, acum e frumos trasat, nu aveam așa ceva, cu nocturnă, nici careu n-aveam. E o bară, păi hai să mai vedem dacă o mai fi. Ca să vezi în ce loc ne puteam juca. Dar văd că nu mai e și mașini, nu erau atât de multe mașini. Dădeam cumva din unghi, nu mai știu ce nebuni făceam. Aici în zona asta era poarta și ne tot jucam și mai una, nu? De fiecare dată când venea de la muncă ne certa și ne amenința că o să cheme poliția, că o deranjăm. Și la un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, s-a întors 180 de grade, ne-a chemat să ne dea un tort. Ce crezi? Avea viermi. Nu știu dacă a făcut-o intenționat. Probabil îl uitase pe acolo ceva de genul și haide copilași și voi și... Bă, frate, avea viermi, e nebun. Și ne-am gândit că a făcut-o intenționat să ne omoare, că... Oricum nu ni se părea ciudat, băi, ce-i cu ea, nu ne mai ia, plecați de aici că îmi distrugeți mașinile și să ne dea tort. Și când am văzut, nici în ziua de azi nu știu dacă a făcut intenționat, poate chiar a fost o neglijență. Hai să-ți arăt... Uite, ăsta e blocul unde am copilărit. L-ai filmat? Da. Și m-am speriat când a căzut bucata aia de... Se vede de acolo că eu... Vedec? Da. Am crezut că e cu tremur. Puneam pe centru poarta și eu dam drum, toată ziua. Nu știu, era de la 12 până la 7. Mai, plecați la voi la bloc. Băi, doamne, suntem la noi la bloc, ce să faci? Tot timpul e de aici. Săraca, ce meciuri am avut cu noi. Nu era zi în care să nu ne spună, plecați, plecați la voi, păi doamne, stai la noi la bloc unde vrei, uite, ăsta e blocul nostru, ce vrei să fac? Nu, du-te la tine la bloc, mai derbedeule, nu mai pot dormi din cauza ta. Vă salut cu respect! Imediat după biserică e notar. Ce e după biserică, Neacu? Ce e? Notar. Notar? Ce să fac cu notar? Mie notar? Nu, Nea Costel, nu mie. Vara trecută ce am încercat noi să ne aducem aminte de copilărie, am încins sub tenis, dar nu mai ce a făcut. Era altceva, nu aveam griji. Hai să mergem de aici, uite. Sara Nea Costel cu notarul până. 15 băieți pe aici, cred că doar unul v-a fumat. Ceva de genul și cu bine, băutura mai beau și ei, mai făceau prostii. S-au mărit toți, s-au însurat, frate, au copii, nu le mai adus. Mai este, acolo ți-am arătat în spatele acelei mașini, dar acum ai altceva, ai familie, ai responsabilități, nu mai poți sta până în seara târziu. Câți nu mi-au zis să-i bag în filme? Înțelegi? N-am mai avut discuția asta. Pentru ei e foarte important să apară la TV. Mi-a zis, băi, nu mă interesează ce rol îmi dai, doar să trec o dată prin cadru, indiferent, că dau cu motra, vreau să... Bă, nu pot eu să te bag, ce... Și mi-a dat cineva o idee foarte bună, bă, zile de școală. Bă, în școală n-am, păi atunci cum te bag, mă, frate? N-am, fără școală e greu să te bag. Hai să intrăm. Am avut un accident, o operație. Pe scurt, și aia a fost tot, dar e greu să ajungi fotbalist, nu am avut sprijinul părinților, ți-am zis, tocmai ce ți-am zis că m-am tăiat ghetele, aia a fost, era destul de greu să mă recuperez și mi-a apărut actoria în cap. Delia Grigore, pe care o salut pe această cale și îi mulțumesc, prietenă cu sora mea, a primit un mail de la Adrian Sitar, care ar avea nevoie de un puște. Nu voiam niciun râptul capului să mă duc, știi că nu mi-ar dea mie de filme, de actorie și așa. mi-a dat fotbal în cap și m-a luat cu forță. Chiar cu forță m-a ținut sora mea. După ce s-a terminat scurtmetrajul, a fost apreciat, a luat, nu știu, cred că peste 25 de premii internaționale. Și nu aveam ce era să mai fac, că de fotbal mă lăsasem. Pentru mine a fost trecerea cam bruscă. În primul semestru din anul 1 am făcut jocuri și texte, dramatizări. După am trecut la bucăți din Chekhov și Shakespeare și acolo mi-am pus ceva să ne întrebarea. A fost foarte greu. Cumva m-a ambiționat chestia asta și am tras tare din urmă, pentru că aveam cel puțin un pas în urma lor. Ei, unii dintre mai mei colegi au fost și în trupe de teatru, în liceu și cam știau despre ce vorba, știau anumite piese, știau anumiți autori. Eu știam fotbaliști și antrenori, înțelegi? Echipă de fotbal. Oamenii din cartier care îmi zic tot timpul chestia asta, bag-mă și pe mine să apar la televizor, să apar la televizor. Pentru ei, nu știu, să apar la televizor este apogeu, e ceva nemai întâlnit, e ceva nemai văzut, când la mine e invers, e total invers. Ok, apar în filmele sau în ce am făcut până acum la TV, dar doar atât și niciodată n-am fost nebun după faimă și după chestia asta de a apărea la televizor. Ce înseamnă vedete? Vedete să apar la televizor? Nu, dacă te uiți în Dex, cred cu totul altceva și are legătură cu o interpretare, cu o actriță care face un rol. Din câte mi-aduc aminte, nu cred că greșesc. Să spui unui om că e o vedetă, că, având în vedere ce oameni sunt considerați vedete la noi în România, da, poate fi considerat o jignire. Înțelegi? Apropo de apărutul la televizor. Păi, în top acum e clar, Sabin. Într-un alt interviu am zis că pentru astfel de roluri m-am apucat de această meserie. Mi-am dorit dintotdeauna și mi-a spus o altă profesoară, stai niște că o să joci. Dacă îți vezi de treabă și e serios, o să joci. Ai vrea la un moment dat, până să fiu mai în vârstă, să pot juca un cap de tutican. Mă gândeam că dacă nu dau de tine, intri tu în teatru, dar cred că văd că n-ai intrat. Ai mai așteptat ceva acolo. Zic, bă, o intrare și o întrebare de mine pe aici. Ia uite. Uite, dar așa se întâmplă la teatru, știi, când primești flori. E a doua oară când primești flori. E a doua oară când primești flori la spectacolul ăsta. Dar ce scrie? Bine, bilețelul ăla e vrea să-l scoți, că e prea contemporan. Lucea getodacilor în petale. Cine ar fi getodaci ăștia, mă, fac? Îi trimit lui Rare și Flori. Strămoșii tăi! Strămoșii tăi! Pentru că ar trebui să te sperie, frate, dacă îți trimit strămoșii noștri flori.